pâine cu lipici. Sună delicios, nu-i așa? Ei bine, cam asta este ceea ce ai putea mânca, chiar dacă pe pachet scrie pâine integrală sănătoasă. Producătorii de pâine au devenit adevărați maestri în arta seducției alimentare. 100% cereale integrale, cu maia de secară, bogată în fibre. Trust in me. Aproape că îți vine să te simți sănătos doar citind eticheta. Iată un exemplu în acest sens. Ce scrie mare pe față? Pâine cu semințe și cereale. 100% naturală, cu maia de secară. O alegere excelentă, nu-i așa? Dar haideți să vedem ce spune lista de pe Verso. Prima de pe listă? Exact. Făina albă. Lipiciul din grâu, despre care știm cu toții că e cel mai sănătos lucru, nu-i așa? Imaginează-ți cum iei o mână de făină albă, adaugi un pic de apă călduță și te alegi cu pasta aceea cleioasă cu care îți tencuiești stomacul și intestinele. Pe bune? Asta e pâine integrală? Apoi, ca să compenseze probabil, avem semințe de in, chia și porumb, ba chiar și soia. Wow, perfect! Mămăligă și soia. Începe să sune mai mult a ciorbă decât a pâine. Și, ca să fie meniul complet, avem inevitabilul zahăr. Și, atenție, urme de arahide. Ta-na-na-na. Să fim atenți la urmele de arahide, nu cam cum suntem atenți la urmele de urs din pădure. Adică, serios? Dragilor, dacă o pâine conține lipici alb colorat cu niște tărâțe și pe etichetă scrie integrală, nu înseamnă că e sănătoasă. Păi, dacă ar scrie pe ea pâine cu lipici cleios din endosperm, ați mai cumpăra-o? Așa că, înainte să cumpărați o pâine integrală, aruncați o privire pe ingrediente și nu vă lăsați păcăliți de sclipiciul din promisiune.